Cum ești? Cu ce? Cu dispariția lui Robi. Ei, cum să fiu? Supărată? Cum să pleci așa de acasă ca nebun? Da, mă, Alice, dar e un copil, pe bune. Îl afectează toate certurile astea din casă. Și a cui e vina? Pe bune, că mă întreb asta. Nu tu l-ai învățat să urască pe Lia? Auzi, vezi că nu-i treaba ta. Vezi tu de treburi. Lasă-mă în pace. Câteodată nu-ți dai seama cât de mult rău îi faci când îl manipulezi așa. Auzi, tu ai cumva copii și nu știu eu? Nu, dar vorbesc din experiență. Care experiență? Ha? Adu-ți aminte cum făcea mama când eram noi mici. Și ne făcea să ne întoarcem împotriva lui tata. Pentru că tata era un nenorocit. Exact, vezi? Asta zic, așa ne învăța. Nu e așa, crede-mă. Alice, ascultă-mă. Când aveam 14 ani, m-am dus pe ascuns la el, îl vedeam. Nu era un om rău. Doar gândește-te că a crescut-o pe Mira, deși nu era a lui. Și așa ar fi făcut și cu noi, ar fi avut grijă de noi. Dacă nu, îndepărtam mama. Ai tânat? Ah, super. Nu, sincer, abia începusem. Ce, te deranjează adevărul? Eu chiar nu am chef de discuțiile astea. Pe bune? Da. E vorba despre tata, Alice. Nu mă interesează. Hai. Vrei să discuți asta? Ieși afară. Hai, Vale, eu nu am chef să aud.